Ca de obicei, lucrurile bune în sport, aici la Onești, dragi telespectatori, pornesc de la kilometrul 0 sau kilometrul 1, cum s-ar spune, la CSM Onești. Pentru că de fiecare dată am venit către dumneavoastră cu lucruri foarte bune, iată că avem plăcerea să-l avem din nou lângă noi, pe cel care deja îl îndrăgiți acum ca uh, un uh, purtător de cuvânt al sportivilor și un strateg, al Clubului Sportiv Municipal, domnul Dorin Ardăvoice. Domnule Dorin, ca întotdeauna, televiziunea noastră aproape de dumneavoastră, dar și dumneavoastră ne-ați invitat de fiecare dată și ne bucurăm foarte mult că aveți lucruri deosebite, dar mai ales despre profesionalism să vorbim astăzi. Sigur că da, problema de reciprocitate în comunicare este una din aturile sau obligațiile celor care se ocupă de imagine, se ocupă de informație. Aducerea ei cât mai caldă și cât mai repede în rândul celor care sunt doriți de a afla ce mai e nou în lumea sportului românesc, mai ales că trăim o perioadă nu, deloc, nu prea roză. Ne apropiem de un eveniment fantastic la un ciclu de patru ani Olimpiada. Olimpiada care de multe ori, de cele mai multe ori, reprezintă potențialul sportiv al unei națiuni. E, cum să zic, se constituie în examenul cel mai sever și mai adevărat. Pentru orice sportiv care își dorește așa ceva, pentru orice federație care se regăsește în această competiție, dar mai ales este un act de mândrie națională, e un act de dorință, putință și năzuință a fiecăruia dintre noi, pentru că România a fost, este și va fi un, un loc unde talentele se găsesc la fiecare pas, numai că găsirea lor, prelucrarea lor și aducerea lor în prim planul acestei întreceri capitale presupune o știință aparte, o contribuție să spun așa de echipă unde medicina, biologia, psihologia, pedagogia, biofizica, biomecanica, ca să vorbesc numai din câteva laturi ale acestui, acestei activități, trebuie să vină în întâmpinare, dar să ne ajute. Pentru că, deși săraci, în ghilimele, avem această, de când lumea, această particularitate, un popor talentat care răzbește în condiții vitrice să se afirme într-o lume unde lucrurile sunt bine organizate, sunt bine puse la punct, noi neavând aceste aturi, având decât atu ca la mărășești. Aici nu se trece. Cam ăsta este da. principiul și astăzi lucrurile astea sunt din ce în ce mai uh, grele de realizat uh, cu astfel de condiții. Dar... Iată, Olimpiada este. Uh, 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 jocurile olimpice. Nu, e vorba de Olimpiadă, da? da Așa. Uh, este punctul de vârf al acestui an. Care, de vârf care au fost? Unui ciclu de patru ani. Da, la patru ani. Care sunt măsurile pe care dumneavoastră la Clubul Sportiv Municipal le-ați luat pentru a pregăti? Pentru că sunt convins că nu de la 1 ianuarie încep lucrurile astea, Foarte ci bine. din anii anteriori. Foarte bine ați punctat, pentru că nu se poate face performanță decât sub raportul unor strategii bine întocmite, monitorizate, urmărite atent de antrenori de sportivi. În primul rând, sportivii sunt elementul principal, dar cei care prelucrează materialul ăsta sunt antrenorii. Sunt, dacă vreți, etapele intermediare pentru că ajunge la Olimpiadă, treci prin campionate mondiale, campionate europene, bineînțeles prin campionatele naționale care sunt principalul furnizor de, de valori și în final... Uh, această competiție uh, este uh, at, ca un, atrage ca un magnet întreaga uh, suflare a sportului mondial sigur toată lumea își dorește numai că ultima perioadă a fost, pe ultima perioadă putem spune că s-au grefat o serie de uh, lucruri negative care ne opresc să mai fim ce am fost uh, Mulți socotind că virtutea inerției este suficientă, că mergem oricum câteva medalii, luăm. Exigența performanței și excelența care nu se poate obține pe căi laturalnice ne-a pus în postura să ne luptăm de unii singuri, să ne putem menține statutul de națiune sportivă, națiune care concertează în acest uh, ansamblu al lumii de înaltă performanță. Ei, uh, noi acum uh, că aminteați de locurile de ca, în care ne aflăm, am plecat pe o strategie uh, permanen, uh, de pe termen lung care înseamnă uh, cicluri olimpice. Nu un ciclu olimpic, cicluri olimpice pentru că nu poți pleca, uh, să spun, uh, anul ăsta să ne gândim în anul ăsta la olimpiadă. Aș, de, tot ce avem aici și care să-l bate, să ajungă la Rio, sunt uh, copii care au început de 8 ani. Uh, cele, ca să zicem așa, eficiența unui uh, asemenea activități se vede după 8 ani. Cam se împlinesc la noi. Nu chiar 8, poate să fie și 7, și 6, depinde de ramură sportivă, depinde de uh, sportiv și de, uh, mă rog, talentul și munca depusă. Uh, eu pot să vă spun atâta și uh, sunt mândru de treaba asta, noi n-am lucrat cu seniori. Noi lucrăm cu copii, cu juniori, juniori care, pe parcursul acestor ani, demonstrează că sunt apsi de a aborda problemele care v-am spus mai înainte. Faptul că am început cu o secție care n-a avut aici la Onești mare chemare, Oneștiu, pentru că să împlinesc 40 de ani de când Nadia a fost. Să spunem așa, momentul de cotitură a sportului din întreaga Moldova, din întreaga România, din întreaga Europa. Chiar acum câteva zile la Montreal, i-au dat lacrimile în sala în care a concurat, pe care am văzut-o și eu. Am fost, știu, și îmi dau seama ce a simțit, văzându-se în acea rondă pusă cu 10 și cu figura ei în bronz. Dar, de la gimnastică, ni se trage, ca să spunem așa. Atletismul a reușit într-un timp relativ scurt, neajutorat, că aici este toată problema. Oia care au de toate, n-au nimic. Noi care nu avem nimic, avem de toate, că facem jocuri de cuvinte. Copiii ăștia au fost luați la 9 ani, la 10 ani, la 11 ani, luați de peste tot, în sensul că statutul clubului în asta constă, a căuta, a găsi, în primul rând, că de căutat caută toată lumea, numai că nu prea găsește, a căuta, a găsi, a prelucra și a-i duce la Olimpiadă. Asta este munca pe care fiecare club și, uh, cum să zic eu, și o, Evaluează și o verifică. Și care are, nu e, are echivoc. Când ai luat un copil care uh, să dăm un exemplu, Melnicescu la gogna, care uh, la, când a început să facă atletism, nu știu dacă s-a gândit vreodată să ajungă la olimpiadă. Când ie un copil ca uh, panțuroiul, care, uh, la o probă atât de dificilă, tipul salt, începe din, uh, de la 9 ani, uh, apartenența la club și ideea că va trebui să ajungă cândva acolo unde ne-am pus noi idealurile și țintele, când știi că o Lavric, care a trecut prin mai multe momente, a fost cea mai bună sportivă la Olimpiada de la Londra, atletă, și are titlurile de campioană mondială, e europeană și a mai departe Merge la a doua olimpiadă, trecând printr-un, cum să vă spun eu, e un caz aparte A trecut prin niște momente foarte grele Dacă nu ești lângă ei, deși la aia consacrații și la aia care, cum să zic eu, pot Sunt totuși îndoielnici, în sensul că o asemenea competiție pe mulți îi sperie Gândiți-vă ce înseamnă olimpiadă, mulți nu, nu, nu au cum să priceapă, că acolo vin tot ce tot e pe pământul ăsta, tot ce e mai bun și selecționat în timp. Doar simpla participare. A, a, a sportivilor a, a, a noștri sunteți, înseamnă sigur, înseamnă o, o mare performanță e, pentru e, onești. E un, e un dar, dar să mai vii și cu niște medalii, așa cum s-au confirmat de-a de lungul anilor aici la Clubul Sportiv este, Municipal. Aseizat extraordinar este a ajunge acolo, a, este un mare succes. Mai ales în contextul în care v-am spus, ne, ne, ne derulăm. De, contextul este că din partea comunității nu aveți niciun fel de sprijin deocamdată. Dar, sunt cinci stadioane. Și noi nu avem un stadion de atletism, unde peste tot, mai ales că Bacău e praf, nu mai are nimic, nici stadionul e o drămătură și nu poți să faci atletism în, în sală. Este, uh, sala este un, uh, să zicem, un moment uh, de, de activitate care să suplinească lipsa uh, activității în aer liber. Ceea ce trebuie să știe telespectatorii noștri este faptul că, Deși nu sunt îndeplinite absolut toate condițiile, unii sportivi sunt nevoiți să se antreneze în parc sau să alerge pe nu știu unde. Am avut în anii anteriori situații în care uh, o sportivă sau un sportiv a fost accidentat de o mașină pentru că alerga. Uh, iată, aici ar pe trebui. A plecat, a plecat din Onești și este la Steaua Adică a văzut ce poate oferi Oneștiu. Uh, la, la ce vreau să ajung? Uh, important este să, poate măcar. În acest an, Consiliul Local Onești, Primăria Onești. Va veni cu, cu o altă deschidere că de, către Clubul Sportiv Municipal, pentru că, iată, aici, într-adevăr, se produc niște evenimente cu impact internațional. Avem sportivii foarte buni, dar, înainte de toate, iată că sunt șanse foarte mari ca sportivii de aici, de la Clubul Sportiv Municipal, să participe la Olimpiadă. Ce vreau să vă rog. E clar că aveți șanse foarte mari ca uh, să, să aduceți, să spunem, numele oneștului pe întreg deja, deja ajuns. Că care, care sunt strategiile dumneavoastră în continuare pentru a atinge acest obiectiv? Pentru început, să spunem, participarea. Sigur că dacă vor veni și premiile, ar fi extraordinar. Uh, vreau să vă spun că cred că urmăriți și dumneavoastră la presă și pe sticlă că se preconizează că vom lua două medalii, 5, 7, 8, de unde luam 20, acum începem să numărăm pe degete. Sigur, fiecare disciplină sportivă olimpică își se raportează că cât urcă în avion. Până acum nu discutam de calificări. Noi vorbeam de medalii. Acum, primul criteriu de care putem vorbi la calitatea activității este cât se urcă în avion. Avionul de Rio, pentru că ce se întâmplă? Nu merge prin înscriere sau cine vrea. Este, sunt niște baremuri, nu merge decât primii 16 din lume, Uh, trebuie să te situezi în prealabil într-un clasament oficial printre cei mai buni din lume, pentru că o competiție de genul ăsta nu poate să suporte decât uh, un anumit timp de desfășurare, un, an, un anumit număr de sportivi și de uh, organizare, pentru că e foarte costisitoare și pentru noi, și pentru ei, și pentru întreaga lume sportivă, și atunci uh, se reduce totul la un număr uh, exact. Care să poată să deruleze cu etapele foarte scurte, calificări Dar semifinală finală. De parte cu, cu sportiv de, 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 înaltă cea, de. înaltă de, ținută, de, de înaltă ținută și de certitudini. Eu vreau să vă spun că etapa filtru, ca să spun așa, e campionatul național. Pentru noi, competiția ultimă la care am fost la București campionatul național de seniori și tineret a fost un prim criteriu pentru a-și a realiza baremurile. În acest an avem campionatul mondial la Portland, în Statele Unite, de sală. Aici sunt numai 13 probe care permit să se desfășoare la sală. Probele de aruncări lungi, nu. Probele de uh, aruncări, deci numai greutatea poate să se se adaptează sălii. Uh, probele de, de distanțe, uh, cum uh, e, suta, se reduce la 60 de metri, care e o probă preliminară, să spunem așa, de pregătire. La fel se întâmplă și la garduri. În loc de 100 și 400 garduri, să se se aleargă 60 de metri garduri. Celelalte 400, 800 și 1500 suportă niște condiții speciale pentru că pistele de obicei au 200 de metri și alergarea se face cu mai multe turnante. Vă dați seama că un 800 alergat normal sunt două, două, tururi de stadion. Aici sunt uh, 4 4-200, da. deci alergările în turnantă sunt niște alergări cu specific, o anumită tehnică de abordare a turnantelor, a intrare, ieșire și așa mai departe, proba de 1500 la fel, proba de 3000, aceleași minusuri vis-a-vis -vis de ce va fi la olimpiadă, mai sunt săriturile, cele patru sărituri prăjină înălțime, lungime și triplu salt care sunt în condiții diferite. Condițiile vorbesc de sală, de seră, ca să spunem așa. E, în aer liber e cu totul altceva și putem vorbi chiar de o anumită specificitate alergarea în aer liber din punct de vedere al respirației, al Mă rog, alimentării cu oxigena respectivului, are altă turnură. Acum, revenind la ale noastre, cele 13 probe, la care mai adaug și probele combinate, tonul la băieți și pentatonul la fete, sunt probe care ne spun cam unde suntem vis-a-vis -vis de probele în aer liber. Vă spuneam că la Portland sunt camiatele de sală. Mulți nu abordează, uh, mulți nu abordează uh, cele două forme, uh, se rezervă pentru uh, uh, sezonul în aer liber. E și greu să prinzi două maximuri de formă uh, într-un timp relativ foarte scurt. Undeva uh, pierzi sau ești în minus. Atunci, mulți uh, abordează sezonul. Așa, cu mai puțină uh, importanță, dar să se califice. Alții abordează uh, sezonul în aer liber. Uh, sunt europene în acest an la Amsterdam. Europene care sunt cu mult uh, puțin timp înainte de, de Jocurile Olimpice. Ar fi un criteriu de a-și a îmbunătăți performanțele, de a se aduce în maxim de formă și vârf de formă, ca să spun așa. Și pentru noi uh, e un obiectiv foarte important. Uh, Atletismul românesc a trecut prin prefaceri majore Având în vedere că ne-au obișnuit cu niște rezultate excepționale uh, Titluri de campioni mondial, de campioni europeni uh, Aproape la mai toate probele uh, Pentru că se apropie 1 martie și 8 martie Vreau să vă spun că noi trăim în zona matriarhatului uh, Sportul românesc este ținut de femei uh, Noi suntem niște, uh, mă rog, uh, Paria, în ghilimele, a acestor uh, succese. Uitați-vă, de la Iolanda Balas, Cujmir, uh, Viscopoleanu, Doina Melinte, Mihaela Melinte, uh, Gabi Sabu, când vine, uh, mă răscoresc așa un pic, și multele altele care au fost, și uh, mai la toate probele, că e vorba de înălțime, de, înălțim, de serituriu, de, avem un uh, precedent, să zic așa aruncările care iar la fel la un precedent și apropo că aruncările au specificitatea lor, aruncările lungi cum e sulița, discul și ciocanul, pot fi aruncate în sală sau alții au găsit soluții de pregătire în pe sezon de ană cu săl de-asta mamut în care își pot permite să arunce, mă rog, ce alte lucruri care sunt specifice Clubului Sportiv Municipal din Onești considerați că trebuie să le aducem în atenția telespectatorilor noștri? În primul rând să terminăm cu atletismul pentru că uh, acest campionat în uh, cele 16 medalii obținute au fost obținute uh, cu un eșalon de tineri, nu cu seniorii. Adică aș vrea să, o singura senioară participantă aici la acest campionat uh, național unde s-au întâlnit toate valorile uh, este această labri care e o consacrată. Restul de 16 participări, n-am avut 17 participări, nu sportiv. Am avut 11 sportivi care au participat la 17 finale. Toți s-au clasat în primii șase, ca să discutăm. Cei mai mulți au fost juniori, au concentrat juniorii 2 și juniorii 1 avem numai trei sportivi care sunt la tineret. Deci, practic vorbind, cu echipa de juniori am devenit secția numărul 1 în țară la seniori. Gândiți-vă că avem în față Steaua Rapid Dinamo, un triu care, la care s-a mai dat CSM București și ați văzut ce bugetare, 10 milioane de euro, numai așa, dintr-un start, da? Noi, dacă vă spunem că bugetul nostru la atletism, la atletism, unde dominăm atletismul românesc, se reduce la 2 miliarde. Lei. Ceea ce e foarte puțin. E e foarte puțin. Numai competițiile, participarea la competiții, că sunt vreo 60, masă, casă, transport, ne iau tot. Să mai adăugăm că, mă rog, și o spun cu frică, această gașcă politică a reușit să scoată de la premier campionatele naționale. Deci un campionat româniei nu primește nimic. Este, ce, este, ceva de nedescris, că vor să aibă performanță în condițiile în care ăla care a ieșit pe ultimul loc sau abandonat, e la fel ca ăla care e și campion. Deci în, în, întrebările să pun de tipul ăsta, se merită. Eu am un articol, în, o să apară în revista Sport Evolution, se numește Dragoste și Ură, puncte, puncte, uh, pasiune și lehamete. Asta sunt două, mai ales că suntem în preajma primăverii, uh, Iubirea, dragostea, se întreține cu flori cu cadouri, cu uh, vorbe frumoase, cu sentimentul manifestat, cu uh, adeziune la, la celălalt. Vorbim acum de iubire. Ea se transformă foarte repede în ură. Nu vreau să bag gelozia în joc, dar apare, apare ura E uh, exact uh, dacă vreți reversul medalii. Dincolo, pasiunea este uh, o alegere pe care unul o să o contesc bolnăvicioasă, adică um, stoici, ca să vorbesc din... Uh, din cei din antichitate, o socoteau, coteau, domnul, este o maladie. Este cu totul greșită că romantismul face parte din viața oamenilor. Și repet, ea nu este o maladie, ci este un remediu, dacă vreți, care să mențină entuziasmul, să mențină vigoarea unei națiuni, să mențină starea de bine, starea de progres, starea de succes și de reușită. Dacă între cele două intervine. Lipsa de uh, întreținere a focului, a arderilor astea puternice, fără o indemnizație a cătării, fără o premiere uh, dată cum trebuie, fără o susținere a marilor campioni. Fără, dacă vreți, apropierea de problemele lor, că fiecare are fel de fel de. La urmă, fără recunoașterea comunității în care îți desfășoară activitatea. Exact. Și când spunem recunoaștere, implică și aspectul financiar, și aspectul emoțional, și așa mai departe. Dar spuneați mai devreme că. Uh, orice ai face fără o susținere financiară sportul moare, se uh, duce motivațiile, motivațiile dacă vreți sunt uh, uh, hai să spunem uh, uh, cele care provoacă aceste arderi le socotesc uh, în flăcărări ca să nu se creadă numai când ne ducem iar la la uh, colectiv uh, uh, avem nevoie cu toții de această susținere pentru că nu susțin în masă. E o susținere a oamenilor de excepție, a pieselor astea de forță din sportul românesc. Și ele urcă treptat în etapele prin care trec. Au nevoie de această acest sentiment de, 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 încurajare, de menținere a tonusului și a uh, vigorii. Uh, Gândiți-vă că la acest campionat național uh, noi am oferit cele mai bune atlete a clubului și cea mai bună sportivă a clubului anul ăsta, de altfel și în ceilalți ani, lănțișorul de aur cu medalionul clubului, care se aducă aminte că în anul 2015 a fost cea mai bună sportivă a României, care s-a întors cu medalia de argint de la campionatele europene de tineret, Uh, care uh, ne-a mai bucurat și la campionatele europene de juniori, ne-a mai uh, și de junior doi cadeți cu medalii și participări la jocurile olimpice de tineret și la campionate la joc, uh, FOTE, festivalul olimpic de tineret uh, european mai mult decât atât, multiple campioane balcanică, deci i au urcat, ca să-mi înțelegeți, drumul ăsta până la Olimpiadă, trebuie presărat cu reușite. Că nu poți să sari de la un rezultat slab, deodată peste patru ani să prinzi o... Mai fac ăștia care umblă cu... Vedeți, și-au pățit rușii. Ultima problemă, n-au voie să mai meargă la Olimpiadă, i-au prins uh, cu dopingul. Amândoi au murit conducătorii Antidopingului rusesc, ca să spun așa, și conform unei hotărâri de ultimă oră, nu au voie să ajungă la Olimpiada decât după ce fac controlul la Londra, antidoping, și dau aia, îi le dau ok. Da. Ce se întâmplă? Uh, dumneavoastră, în marea majoritate care ne ascultă, își dau seama de uh, ce înseamnă performanță, care este măsurabilă. Este vorba de um, metri, de la aruncări, este vorba de sau la sărituri, este vorba de uh, metri, centimetri și milimetri, dacă vreți până la urmă, este vorba de secunde, de mi de secunde și așa mai departe. Este vorba de recorduri uh, pe, uh, și de clasamente care te poziționează în anul respectiv în anii anteriori, pe, în colectivul ăla de, de, de excepție. Această fată, că vorbeam care și-a luat medalianul, a câștigat, a devenit campioană națională de tineret la lungime, câștigând, bătându-se cu o performanță remarcabilă, 6-38, a devenit campioană națională de tineret și la triplu salt, și a mai obținut și medalia de bronz la 60 de metri garduri. Deci, este dincolo de cap, valoarea ei, acestea sunt probe complementare, ca să spun că vă dați seama, triplu salt cu lungime aproape de. Iar cealaltă gardură e o probă de viteză care îi dă ritmul pașilor și așa mai departe. Când spun această performanță, gândiți-vă ce bucurie am avut când pe podium. Aproape că din 13 premieri, nu eram la toate 13, doar la greutate n-am avut. Și când mai vezi că în spate se mai urcă și al doilea pe podium, adică trăiești o satisfacție pe care nu pot transmite decât văzându-o și fiind acolo. După aceea, să vezi că la proba de 100 de metri un copil pe care l-ai văzut crescând pe lângă tine, da, să-l să vezi cum ajunge uh, de la uh, un uh, campion de junior 2 să ajungă campion de junior 1 să ajungă recorman la junior 1, să ajungă în ștafetă făcând record la Tallinn, la, la uh, campionatele mondiale de juniori, să-l vezi că uh, astăzi se luptă să ajungă la uh, jocurile Olimpice și trecând prin campionatele, la campionatele europene la Amsterdam, deci e la doi pași, la Târgu Ogna, un copil cu minte, un copil care a reușit la școală cu cea mai mare medie la bacaloriat, care a reușit să intre la facultate cu cea mai mare medie, un copil foarte stăpânit de sentimente deosebite credincioși și ascultători care sper eu să ajungă uh, sus. Când te gândești că un altul care n-a fost aici la campionatul național se pregătește la, în campionatul american uh, unde atletismul știți ce, cât de puternic este, e campionul României la 200 și sperăm e al doilea în ștafetă și cel de-al treilea din ștafetă e tot sportivul meu de la Bacău Câmpianu, deci ai într-o ștafetă de tipul ăsta 3 care s-au trecut prin mână pentru mine constituie o, 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 o mândrie o, și o satisfacție care îmi dă, îmi dă ghies să continui, ca să mă înțelegeți. Apropo de pasiune, revenind la uh, celelalte probe, uh, aș vrea să vă adaug că în spate, um, uh, la săritura în lungime, vine o junioră 2, care cu 6,02 m se situează între primele săritoare din lume la juniori. Uh, când te uiți la Lavri care prin ce a trecut și bați sportivii care au stat în cantonamente tot anul ăsta au stat prin Portugalia, prin Cipru, prin uh, Grecia și tu ai pregătit pentru mașini și zăpezi. Uh, îți spune ceva? Când le bați astea care au de toate, apropo de ce vă spuneam, și a trecut partea sentimentală și partea de sănătate. Când vezi pe o fetiță ca, care și-a trece prin niște probleme în familie, uh, o vezi că uh, câștigă titlul de campioană uh, la tineret la 800 de metri, probă care are tradiție. Uh, și uh, o vezi că Deja uh, bate la porțile uh, În alte afirmări Bogoș, Bogoș Diana Când vezi că uh, Același uh, uh, Melnicescu Nepregătit nepregătit, Sare la lungime și uh, Ia medalie la tineret Unde sunt vreo 10 săritori Care se bat să treacă peste 8 metri Când vezi că uh, La prăjină Un băiat serios uh, care își vede De treaba lui, deși prăjină n-avem pentru că o prăjine costă 10.000 de euro uh, uh, și reușește cu precine din prumut să sare în jurul a 5 metri și să obțină titlul de vicecampion a României, uh, an de așa este, dacă vreți, cel care, cu Deliu, care, care a fost și el la noi, dar a plecat uh, la DEVA, uh, reușește să facă un, uh, un cuplu care uh, ține trează și la această, mă rog, probă care nu e un atu pentru România. Când vezi la săritura, am luat săriturile, vreau să mă retrospectez așa, deci înălțime un copil care are 16 ani, Ionescu Sorin, ia, cu 2,06 m, ia medalie la tineret și te gândești câți ani îi mai trebuie oare până va sări 2,20 Eu vă spun că în curând. Când te mai uiți puțin în urmă că avem o fetiță care bate recordurile mondiale, e născută în 2003, nici nu participă în concursurile de decât de copii și sare 1,60 1,70 m, iertați-mă, cât sărea Iolanda Balas la campionatele mondiale. Îți pui întrebarea, are sau nu are atletismul în viitor? Când te oprești la Uh, probele de garduri unde luăm patru medalii uh, Cu o fată de mare uh, valoare Care are și în spate O secundează o a doua campioană E vorba de Sandu uh, Adelina Și respectiv uh, Banaga Iulia Cu performanțe de, de vârf Că nu medaliile, noi nu vorbim de medalii Vorbim de, de, uh, uh, de cifrele care le, pe care le realizează Această Sandu care acum are și campionatul național de juniori și va, va, face ravagii, merge 8 8.50 și campioana de seniori merge o 40, dar eu spun că zilele sunt numărate și a recordului și a ea și-a făcut record personal, toate și -a toată lumea și-a făcut record personal aici și în spate această fetiță Baranga merge 8.70 care e născută la fel în 2000 Uh, încep să-ți spui să, să problema, uh, când, așa construim noi viitorul. Uh, azi, gândindu-ne la uh, ce, ce vine din spate și uh, tot timpul spre mâine. Uh, de altfel, prezentul înseamnă viitor. Și, și mai ales pentru acest an, pentru Olimpiadă. Dar, dar dumneavoastră să înțeleg că ați gândit și dincolo de Olimpiadă, prin ceea ce mi-a spus. Este un an încărcat fantastic, deci este Campionat Mondial de Junior nu? la Tbilisi. E campionat uh, european. Uh, la Kazan, nu invers. La, la, la Tbilisi este european, la Kazan e mondial. Uh, deci copiii născuți, de care vă aminteam, și la ei sunt baremuri. În marea majoritate și au ales și au realizat baremul încă de la început. Uh, mai este campionatul uh, balcanic care e alt criteriu. De altfel, mâine pleacă la. Nu mâine, poi, mine pleacă la Balcanice cele două fete. Le dorim succes am pentru că... că. Vă dați seama că e alt criteriu de, de verificare. Când te gândești că ai campionatul, v-am spus, european de seniori, mondial de sală, am dat numai clasicile. Că sunt campionatele balcanice de marș, unde noi dominăm de ani buni marșul feminin. Mai sunt campionatele mondiale și europene de cross, balcanice de cross, unde deja noi ne-am consacrat. Când te uiți în spate și te gândești cu cine mergi la aceste competiții, și când din 30 de sportivi pe care îi avem legitimați, 27 fac parte din loturile naționale, îți pui întrebarea, Selecții, cum am făcut noi selecția, cu cine am făcut-o, pentru că la Onești, dacă vreți, la club la noi, nu este niciun sportiv din Onești. mai să zicem așa, pur din Onești. Că lumea nu înțelege. Aici li s-a dat această aureolă Oneștiului pentru baza materială care trebuie îmbunătățită, pentru tradiție? Pentru tradiție, pentru oamenii de aici, pentru că, să vă spun un lucru, eu sunt convins la campionatul care l-am la concursul care l-am realizat eu aici, când, Nadia, când Mihaela Merinte era campioana lumii și am vrut să facem un model de concurs Grand Prix cu premii și a mai departe și primăria a fost uh, în prim plan, a reușit și pe să-l îndepărteze, care reprezenta, dacă vreți, un moment deosebit a vieții sportive, cine, cine l-a eliminat, să știe, sau oia care l-au eliminat, pentru că atunci veneau 400 de sportivi, antrenori, conducători și așa mai departe, care vizitau Oneștiu, intrau în magazine, cumpărau, deci e un factor de, dacă vreți, ăsta e marketingul. Gândiți-vă că la Cluj a fost turneul de tenis sau la Cluj se desfășoară campionatele la anul europene de gimnastică. Europene de gimnastică. Deci, până la urmă, acesta ar fi un mesaj și către politicienii noștri din Oanești. E clar. Că, practic, e un statut de efemeri, acum sau niciodată, păluatele. Nu gândești nimic la, la ceva, ce lasă în urmă, că discutam. Păi dacă nu lași nimic în urmă, ăsta este, ăsta este amendamentul care sunt. Cei lăsăm în urmă? Nimic. Păi că n-ai lăsat nimic, nu trebuie să te amendăm noi acum, să dai tot ce ai ciugurit, ce ai furat, ce, ce ai învârtit și uh, să te duci. Poate fiind an electoral, poate măcar în ceasul al 12-lea vor înțelege că oamenii, până la urmă, și oamenii simpli înțeleg lucruri pe care... Politicienii nu vor să le înțeleagă pentru că ce poate fi mai frumos să te mândrești cu sportul de la Clubul Sportiv Municipal care ar putea fi vectorul care să-ți aducă cele mai multe voturi dacă sprijin o activitate sportivă. Dar... Trecând peste aceste lucruri, pentru că e clar, aceste mesaje noi le dăm domnule Rădăvoaice de foarte mulți ani aici în Onești. Eu... Nu singuri, Oneșten, primăria din Onești nu este singura care bate pasul pe lux sau îl bate alături. Dacă vreți, aveți la Bacău modelul dezastrului. Uh, club pe care eu l-am condus 18 ani și unde 129 de campioni mondiali europeni și olimpici au făcut atâta imagine orașului. Au reușit ei prin furăciunile și prin spălătoriile de bani pe care le-au creat, că le-au și brevetat Săvărache și uh, acoliții lui, au reușit să mă, uh, să mă facă să plec, uh, să, uh, să, transformă uh, dragostea în ură, îi urăsc uh, din rărunchi, ca să spun așa, și pasiunea să mi -o te transforme în lehamete. Asta au reușit ei să facă. În, chiar discutam cu un mare profesor chirurg acum la București, Ulmeanu, și îmi spunea, zice, domnul la este un, un, un mare chirurg, și îmi spune e, tatăl lui a fost profesor de fiziologie la uh, Academia Națională de Educație Fizică, Ulmeanu, care îl cunoaște o lume întreagă și a decedat, Dumnezeu să-l odihnească, uh, a rămas în istorie. Și îmi spunea, zice, am venit, am stat în Franța un an de zile, pot face cea mai grea operație care poate exista pe pământul ăsta, dar m-am întors acasă. De ce? O, sunt un lucru simplu, acolo toți străini sunt. Orice, orice aș face. Uh, ei nu acceptă ca un altul să le domine uh, carierile și așa mai departe. Și adică nu mă simt împlinit. De-aia i-au zis că să întorc. Să întorc pentru că se cred în ei, sunt valori și nu suportă, dacă vreți, acest, acest statut de străin. Este și dragostea de țară, pentru că oricât te-ai realizat profesional și financiar în străinătate, totuși, nicăieri nu e mai bine decât acasă. Dar iată că acasă avem foarte, foarte multe probleme, dar... Pe de altă parte, să vedem partea plină a paharului, este clar că la Clubul Sportiv Municipal, în continuare, dumneavoastră, cu sau fără sprijinul Consiliul Local din Onești, v-ați luptat. Desigur, să sperăm că, discutam și cu doamna directoare, dumneavoastră veți face în continuare de mesuri, în interesul no, acestor juniori, de pentru ca să fie lucruri. mai bine. Luptele și-au, datorită rezultatelor făcute, într-un sat sau niște sate au demonstrat că satul românesc încă mai beneficiază sau mai poate furniza uh, copii de excepție pentru sporturile acestea. de de. Cel mai bun de... exemplu în județul Bacău, Berzunțiu, de unde Berzunțiu, aveți? Uitați-vă și la televiziune și peste pe tot, uh, sala care se face acolo, uitați-vă când s-a dat acest centru olimpic. și -a devenit uh, cunoscut la nivel național, A. numai câte emisiuni de televiziune s-au făcut Asta despre Berzunți. Astea sunt problemele cu care ne confruntăm în loc. Ei să ne, ne atragă, ei să se lupte, să creeze asemenea uh, uh, citadele sau bă, mă rog centre noi ne luptăm Gândiți-vă că halterele Se luptă să facă această sală Sală care va avea și un microhotel, Într-un fel care întregește uh, uh, avuția Gândiți-vă că uh, Uitându-vă la statuile uh, uh, La monumentul statuar ăsta cu, cu Nadia Așa cam în genul ăsta arată și ăla de la De la uh, De la Memorial uh, uh, Aduce aminte tuturor Că aici s-a născut gimnastica românească Gândiți-vă că uh, uh, La fel se va întâmpla și cu atleti atletismul care a dominat, dacă vreți să punem punct acum unei cariere, în șase în 6 ani. Deci din 2009 noi am, de, am, făcut revoluție în atletismul românesc. Am adus nou, pentru că mulți au bă, dar nu de la, nu alu, nu alu. Păi, noi n-am făcut duble legitimări cu seniori. Aia sunt viciați, aia sunt marcați cu... Nu ne trebuie seniori. Am plecat de la copii. Noi dăm României campioni veritabili. Pentru asta suntem aceste cluburi. Nu suntem să facem, știu eu, afaceri pe aici, pe locale și să le îngră... Pur și simplu luați un copil de la primele zile de antrenament și îl duceți până la Olimpiadă. Am asta e a... performanța CSM-ului din punctul meu de vedere. Am găsit un copil la scânteia lângă Iași, are 1,92 m și 47 la picior. Și e născut în 2002. Deci aproape nici nu are cum să participe acum. Participă la copii. Un talent extraordinar. îndemânare nemaipomenită. Am găsit un copil lângă Suceava, într-un sat uh, straja sau ceva de genul ăsta, uh, care n-are decât bunică, uh, alegătoare de 800 și uh, 1500, de care se va mai vorbi. Uh, V-am spus de fetița asta, într-un alt mediu. Din alt mediu este. Mai Despre Panțuroi o să ne spuneți Panțuroi, mai multe lucruri. Panțuroi este, după mine, o sportivă de calitate deosebită. Un copil nu bogat, sărac, format la liceul de atletism din. Pentru că, să înțelegeți, noi nu colaborăm cu cluburile sportive școlare decât la ONE. Restul colaborăm cu LPS-urile. LPS-urile sunt școli de vocație. Nimeni n-a înțeles. Nu sunt cluburi. Știți de ce vrem? Pentru că vrem să-i urăm și noi astăzi este ziua ei, îi spunem la mulți ani, atât din partea televiziunii noastre, cât și din partea uh, dumneavoastră. Tuturor! Panțuroiu reprezintă, dacă vreți, exponentul, exponentul realizărilor noastre, reprezintă bucuria că munca noastră n-a fost în zadar, reprezintă calitatea umană, este caldă, este plăcută, este Realizat într-un fel, a reușit să termine liceul cu o medie foarte mare, a intrat la facultate. Este de departe modelul de sportiv pe care și-l-ar dori orice club. Da, iată, v-au mai parvenit câteva cifre, câteva detalii, pe care o să vă rugăm dacă. Le puteți citi și fără ochelari, sper, nu? nu vă descurcați? Le știți pe de rost, că dumneavoastră deja am și vorbit despre multe din ele. Sunt aici, vreau să vă spun... Veți o memorie fantastică, totuși, asta am constatat. Când, când ești implicat și știi că te duci acolo, știu că Lavric a trebuit să alerge sub 40 și obiectivul ei era să alerge la acest concurs 40, nu mai mă uit pe ea da. trebuia să alerge 40 și eu așa ziceam că alergă 40 și pardon 54, 54 a alergat e recordul da. ei e recordul ei personal 54-08, nu vă uitați că sunt la mine în cap toate 54 și-au luat medalia de aur la 400 a urmat proba de 800, unde a ieșit campioană națională Bogoș Diana. Diana. care a făcut o cursă mai slabă ca aia de săptămâna trecută când a legat 2.08 și a ieșit campioană cu 2.11 dar ea va fi cât de curând acum campionatele săptămâna asta. Sunt sigur că va lega 2.08 sigur, sub 2.08 A fost proba de, v-am zis, de garduri, unde Sandu îmi dorea, a ieșit campioană, a pierdut titlul de campioană de tineret Datorită unor stări pe care nu mai nu sunt despus la televizor Așa și a venit vice campioană națională de, de tineret Și la alta a venit locul 3 de, cu 8.50 Și la altă cu 8.50 Nu nevoie de mai spun și timpii A venit imediat proba de triplu uh, salt Unde uh, a ieșit campioana României de seniori Panțuroiu, v-am spus, campioană de seniori Campioană de tineret în prima zi. După aceea, în a doua zi, Melnicescu la 60 de metri a, a câștigat locul 2 la tineret și locul 3 la seniori, unde sunt niște consacrați, dar cu o performanță formidabilă și a făcut un record personal, 6-70, a în cărți, ca să zic așa. E campionul de anul trecut, la 100 de metri, 60 de metri intermediare. A venit a doua zi. V-am povestit cu gardurile, v-am povestit pormă cu prăjina unde a câștigat Matei. Au urmat pormă 1500 unde iftene a ieșit campioană medalie la tineret. La fel au luat și la 1500 și la 3000. Porma au fost probele de deci 3000, a doua zi. Vă spun imediat Săritura în înălțime Unde Ionescu a confirmat rezultatele În pregătire și așa mai departe Cele 11 medalii La, la tineret Și cele 6 la seniori Ne-au poziționat Pe locul întâi Peste Steaua și peste Dinamo Uitându-mă la Dinamo și Steaua Care au cheltuit de 60 de ori Mai mult decât noi La atletism De 60 de ori De, cine de 60 de ori și este sub noi în clasament. Acum să vorbim de rentabilitate, să vorbim de efic eficiență, să vorbim cum facem selecția. Căia la la Steaua sunt toți pe dublă. De la Cluj de... noi am luat copii și facem campioni. Ei iau campioni și fac prăf da. 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 Iată lucruri extrem de importante dacă cu mulți ani în urmă se discuta mai brut despre acești termeni în care un sportiv evoluează, iată acum deja aici la Clubul Sportiv Municipal s-a ajuns la nuanțări. Deci toate aspectele de care țineți dumneavoastră Sportul cont... suferă din pricina din acest triunvirat, bază sportivă, antrenori și sportivi, selecție ca să spun așa, suferă la toate, Lăsăm uh, sistemul de echipă că uh, dincolo de toate medici nu avem, dincolo de toate nu avem nimic din ce înseamnă echipă sau echipaj ca să scoți performanță. Uh, nu avem strategie. Ca să... Noi avem strategie clubul. Noi avem strategie care este model pentru întreaga Românie, nu este... No, pentru că oamenii telespectatorii noștri trebuie să știe că nu doar sportivul, el este doar în centru unei echipe, în jurul lui se învârt multe da. persoane și multe alte lucruri. Absolut, absolut, numai că în momentul în care tu vezi că un club, din nimic, cu un buget derizoriu... Ceea ce faceți aici la Clubul Sportiv Municipal. Dar am făcut peste tot... Că la un moment dat m-am întrebat, cum a, am fost, a fost posibil ca aceeași situație să o fac la Bacău, 18 ani? Cum a fost posibil să vin la Dinamo și în câț, câțiva ani de zile să schimb soarta unor sporturi care erau căzute? Întrebarea este, e noroc? E baftă cum... Noroc nu e, în, în mod sigur. E, e experiență, e șmecherie, că mai auzi pe unii, dacă, dacă ai, ai și campion înseamnă că ești șmecher, înseamnă că am ajuns exact unde nu mai înțelegem nimic. După părerea mea, cuvântul potrivit este profesionalism uh, și asta include toate, toate profesionism, profesionism, valențele. Profesionism. Profesionism. Profesionismul De în sport. noi vorbim este, dacă vreți, criteriu în care Sportul devine o afacere Adică investiția Modul în care distribui banii și cui Cum Aici nu e spălare de bani Că țaciuiază aceste Le socotesc eu mizerii Din sportul românesc Și din politica românească În zona unde merge banul Ei stau la macelărie. De acolo începe. Ei nu stau la. la, la, la unde-i ar, ar trebui să înțeleagă că aici nu e vorba de bani, e vorba de rezultate, de performanțe uh, și de prestigiul uh, nostru spune, național. Spune cineva, uh, nu, nu cred nici nu Este ascund, este fostul, actualul campion al României, la 100, 200 și 400. Și îmi spune, zice, domnul profesor, m-a chemat să mă întrebe acum câțiva ani de zile la Bacău. Dom'le, domnul președinte, unul care i-a adus de soro și în România, postul prefect, că nu trebuie să mai știe nimeni, să știe lumea cine i-a adus, pentru ce i a adus, să distrugă nația asta. Și cum făcea cu banii de avea bani și vă lua de la voi, nu? Și asta niciodată. Și am spus, bravo mă, păi nu am să uit niciodată, că dumneavoastră niciodată n-a existat campionat național să nu mă onorați, să nu onorați pe fiecare. Păi eu, -am, păi eu aduceam bani și eu, uh, uh, când alegi după bani, uh, cum să vă spun eu, îți pare, nu e o bucurie banul, alergătura aia, că te bagă, ieși după, după ușe plângând că nu-ți dă nimic, pentru o farfurie de ciorbă, pentru când eu am 18 ani am avut statutul ăsta, pot să mă bucur eu la... la, 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 la trebuia să am averile după lume, dacă era normal iată, nu aveți averea dumneavoastră, sunt acești sportivi părere, pe care, îi ridicați. -am de, de... -am dus de, 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 Am fost Boșcrăciun. le-am dus la fiecare câte un cadou, m-am dus, le-am cumpărat, mă rog, am într-o zonă mai... Uh, e, da, am, chiar am emoționant ceea ce ne spuneți. Pe ei. De, uh, le dau uh, aceste cadouri bucurându-mă uh, mai mult decât ei. Uh, e o vorbă, e mare lucru să, uh, să ai această satisfacție de a să-i vezi în ochii lor bucuroși că le crezi aceste sări de bine. Sigur, nu e ușor. Una se îngrașe cu 4 kg, nu-i mai dai nimic să lase area 4 kg jos, că nu merge performanța. Se ajunge și la sacrificii personale ale sportivilor. Vorba, când vine cu mine, am mai stabilit un kil. nu e suficient. Problemele de accidentări. N-ai doctori. Noroc că noi avem pe domnul Zero care, dacă, dacă n-ar fi, trebuie să ne ducem kilometri ca să ne pună viza medicală și așa mai departe. Omul nu poate să țină o hartuchie de sportiv să, să că aici este cu... Și un, un domeniu de cercetare. Sunt cum să vă spun eu accidente sau mici accidente care trebuie uh, remun uh, uh, imediat uh, 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 cum să zic uh, găsiți soluțiile că pierzi toată munca. Să nu vă mai spun că apare o altă chestie în sportul românesc mai nou, la noi e refacere duș și somn. Când la oia refacerea a de aparate, socoteluri, a apărut acum ultima chestie după concurs imediat, butoaile de gheață, oferi de, cum să zic eu, știința merge vertiginos înainte. Noi suntem într în mijlocul oceanului, nu avem ținte, gândiți-vă ce ar însemna să faci tir fără țintă. I-am întrebat așa, zic, bă, ia, a, să poate face tir fără țintă? cum să faci performanță fără țintă? Domnule profesor, cam tot timpul sunteți, dumneavoastră nu sunteți un om al biroului, sunteți în deplasare, chiar înainte de acest interviu veniți de la drum. Toate eforturile dumneavoastră, desigur, sunt tot către, sau tot în beneficiul sportivilor. Ce noutăți mai aveți? Ce ar mai fi de spus pe finalul discuției noastre? Aștept toate competițiile astea la care vom fi prezenți și reprezentați și vreau să vă mai spun un lucru extraordinar, Că uh, săptămâna asta e campionatul național de juniori, la care juniori avem trei. Și vin juniorii doi la campionatul ăsta să-și câștige drepturile. Și mi-am planificat 20, până la sfârșitul uh, lunii martie, mi-am planificat 50 de medalii la campionatele naționale. Uh, uh, unii într-o viață întreagă n-au 50, o, se o secție, nu vorbim de club de secția de atletism 50 de medalii, vă dau cuvântul meu de unul are că sunt la mine în cap dacă vreți vi le spun de acum și vi le spun și ce e aur, bronz, argint, că lumea spune dracu -mă? de unde le știe asta nu că le știu Eu le anticipați este cu pa este nu, știu ce se întâmplă cine e mai bun știu ce e în țara asta că ăla nu poate fi bătut de ăsta că mai mult decât atât, e trăirea mea e pasiunea mea n-aș vrea pe mine nu mai poate să mă duc în lehamete. Îmi găsesc alte refugii, că remediul meu a devenit pasiune. Ei au socotit o stoici, o boală, o maladie. E nu, la mine este remediu este întinerere, întinerire, revigorare... La urmă fiecare victorie a sportivilor noștri o trăiți și asta vă încarcă din nou cu... Pentru mine că Lavric a fost exclusă de la lot, n-a ajutat-o nimeni, absolut numai doamna directoarea și noi i-am dat încă crez. Și când am văzut-o, că le-a bătut palea care au venit din cantonamentul plătit și așa mai departe, am, am sărit de la masă că s-a uitat președintele Sandu și am făcut așa un gest de... de, de -vă de De victorie, -ă de victorie. Da, da, A zis, bă, da. da. Îmi spunea, i-ați de... rupt, cum se spune. <g Oxi> rectora Corina cifra de la Academia Națională de Educație Fizică, să uitați, zice, mă bucur pentru dumneavoastră. Așa sunt bucurile. Da, da. E și când se fac premierele și tu termini una. Și te duci la a doua, termina a doua, te duci la a treia și aș bă, da, ăsta face premierele. nu mă, fac premierele, la... mă, mă, mă fotografiez cu sportivii mei, că de... am uh, un teanc de, de... E, e și multă răutate, îmi place, îmi plac dușmanii, eu sunt sârb și vă spun sincer, îmi plac dușmanii, dacă n-ar fi ei, n-aș exista eu. Nu-mi plac înfrângerea asta, vă spun și le primesc cu, cu mare greutate. Eu mă bucur să știți cum natul meu este tot sârb, da, la negotin, da, aici aproape de, de... noi. Trăiești da. podul, da, dar vreau să vă spun, trăirile astea care le am vin din, din dorința de a, de a fi primul. Că nu sunt primul. Asta este legea. Nu poți fi primul că vrei tu. Mai sunt și alții care vor locul întâi. Iar, da, da, vă rog. Dacă apreciați mai eu știu, purtați de valul acesta al discuției și îmi place entuziasmul dumneavoastră, dar considerați că mai trebuie să marcăm ceva pe finalul discuției noastre. Uh, N-aș vrea să ne oprim la acest campionat, care a fost o etapă în drumul nostru spre Mondiale Europene și Jocurile Olimpice. Uh, faptul că acești doi copii pleacă la Portland, la campionatele mondiale, de la un club, deci din țară pleacă, cred că, 9 inși. Și dacă la, un club, la o secție pleacă doi, facem procentual, da? Îți pui întrebarea, bă, dar ce la ăștia, mă? Eu, eu aș întreba, bă, ăștia ce facă? Au bani, și ce mă întreabă lumea, domn, că Domnule, Cred că dispuneți de resurse mari. Domn, mă întreabă lumea, bă, de unde aveți bani, mă? Zic, băi, eu, și mă întreabă, dar voi de unde mai aveți bani? Mă, de boroi. Eu n-am mânc, eu am zisul la Ministerul de Apărării Naționale să-mi toarne bani în căciulă. N-am baze sportive ca uh, să. ne scoatem din sărăcia asta. Dacă am, pentru mine a fost o, o încercare. Vreau să le demonstrez țării ăștia românești că există forță, există, uh, acolo unde este știință, uh, putere de, 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 de a face lucruri deosebite, nu are cine să te oprească. Numai că nu ne vede nimeni. Ne vedem noi, ne bucurăm noi de micile satisfacții dumneavoastră care vreți să le... Păi cum să ajungi în concertul ăsta european și mondial cu lichele? Așa e. Păi eu stau cu mâinile în buzunare, vă dau cuvântul meu de onoare când am plecat din București, aveam portofelul în spate, cu biletul de drum, cu astea, cu... Și l-am luat și l-am băgat în variză și mă, mâncat te Ardenea Zic, -a -a am uitat că a anunțat Că s-a furat nu știu ce, nu știu cum Mie mi-e frică de portofel acum nu că și avea bani Dar mi-a și poia cu care să mai mă întorc înapoi da. uh, Iar uh, 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 încă o dată vă spun Țara asta a pierdut pe cei pasionați Pe cei pricepuți Pe oamenii care au, au, dat României și atâta substanță și culoare. Păi aia a pierdut. Ei au pus egal, toți profesorii de educație sunt egal. toți antrenorii sunt egal. nu sunt egal domne. În sportul românesc de excelență, eu am echivalat așa maxim 100 de antrenori. Domne, maxim 100 de antrenori care merită considerați. E mult! Eu zic și mai puțin. Pentru că mai avem doar un minut, o să vă rog, da. sigur că dumneavoastră o să ne reîntâlnim și îmi face plăcere deosebită. De, deosebit, de, de fiecare dată când mă întâlnesc cu dumneavoastră, caut să vă exploatez la maximum experiența pe care -o, și mesajele pe care le transmiteți telespectatorilor noștri. Dar de această dată o să vă rog să transmiteți un mesaj prin intermediul televiziunii noastre pentru sportivii de aici, de la, pentru juniorii noștri de la Clubul Sportiv Municipal Să aibă încredere în conducerea clubului și în club, să devină uh, patria lor uh, cuvântul acasă de care pomeneați să devină CSM Onești iar uh, celor care conduc ostilitățile politice le spun un singur lucru națiunea asta dat a ajuns unde a ajuns datorită lor e un popor puternic, sănătos la minte și dornic de performanță, dar i-a adus la lehamete. Ei au ignorat pasiunea și au, au profitat de pasiunea noastră. Au speculat pasiunea oamenilor. I-au adus în pragul disperării. Nu se mai poate așa. Da, aș, aș, vrea să terminăm cu chestiunea asta. Nu se mai poate, dragi prieteni, e un mesaj pe care în acest an putem să-l transmitem pentru că este un an electoral și politicienilor care sunt uh, la pârghile deciziilor e care țin. Eu meu de onoare că îmi pare rău că nu m-am băgat în politică, dar și ieșeam imediat, că eram periculos. E locul dumneavoastră e în sport, e clar. Iar ce vreau să vă spun, ne vedem săptămâna viitoare, eu am zis că voi lua 10-12 medalii, titluri La campionatele naționale de junior 1 Peste o săptămână Încă o săptămână E campionatul național de junior 2 Voi lua 12-14 medalii Dumneavoastră când ne întâlnim Spuneți câte ați luat da, să vedem dacă. De obicei uh, s-au adeverit uh, lucrurile niciodată, pe care le-ați Niciodată, dacă mă vedeți vreodată supărat, să știți că atunci când nu-mi ies pasențele, sunt disperat și caut soluții. Pentru că, repet încă o dată, în fiecare om există soluții. El le găsește. Asta înseamnă, se gândește nu, nimic altceva. Să gândești. Să gândim, să gândim cu toții și să ne gândim la ceea ce se întâmplă frumos aici la Clubul Sportiv Municipal. Dragi prieteni, iată... din păcate nu mai avem timp. Nu, să va... nu treci o veșnicie, -am. Mâine, auzi, a dat cotită și asta. Cum au dat atâția. Dar... Nu Dar rămâne ceva în urma dumneavoastră și vă felicit. Da. 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 Uh, vor rămâne lucruri frumoase în, uh, uh, după toți acești ani în care, iată, pasiunea, uh, sufletul, dorința de performanță este un pic deasupra uh, factorului financiar. Pentru că asta, ăsta este de fapt ceea ce ă, aduce elementul esențial care aduce rezultate la Clubul Sportiv Municipal, pasiunea unei echipe întregi în frunte cu ă, doamna director ă, și a dumneavoastră, domnule profesor, și lupta și copiii care până la urmă aduc rezultate. Până data viitoare, noi vă spun la revedere, dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră, domnule profesor și doamnei doamne Ingrid Distrate, care este o gazdă minunată.